oră, liderii grupului G7 s-au reunit în videoconferință. Vor discuta, foarte important, prin apel video și cu președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky. Punctul central al dezbaterilor este așadar războiul din Ucraina. De altfel, Zelensky ar urma să-i pună la curent pe liderii G7 cu situația din teren. Există chiar informații conform cărora Joe Biden ar dori să discute inclusiv despre noi sancțiuni suplimentare impuse Rusiei. Este a treia reuniune a G7 de la debutul anului și atenția are loc doar cu o zi înainte ca Rusia să marcheze sărbătoarea de Ziua Victoriei. Și stăm de vorbă legat de acest subiect cu colegul meu Radu Tudor în legătură telefonică directă. Radu, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Să știu așadar câteva detalii despre ce se va discuta la această întâlnire extrem de importantă care are loc chiar în aceste momente. De asemenea, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky participă și el prin conferință video. Radu, aș vrea să te întreb la ce ne așteptăm și dacă această întâlnire cumva a fost stabilită intenționat astăzi, cu o zi înainte ca Vladimir Putin să facă marele anunț pe care îl așteaptă toată lumea mâine, pe 9 mai. Sunt două elemente cruciale pe care lumea occidentală și marile puteri economice ale lumii trebuie să le continue în același ritm cu care s-a întâmplat și până acum. Și anume, sancțiuni economice extrem de dure la adresa Rusiei războinice și invadatoare. Regimul Putin trebuie să cadă de la putere și economia rusă trebuie să fie mecanismul prin care nu se mai finanțează războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Și al doilea element este ajutorul militar consistent pe care Ucraina să-l poată primi în continuare pentru a-și apăra țara. Să înțeleagă toată lumea că armamentul, muniția și toate elementele de tehnică militară care vin din Statele Unite, din Marea Britanie, din partea tuturor țărilor civilizate unde există democrație, au un singur scop, ca Ucraina să își apere teritoriul național invadat de Rusia. Acest război nu poate fi lăsat în voia sorții, pentru că Rusia, dacă va cuceri Ucraina, atunci este gata să declanșeze un război în toată Europa. Și vrem să prevenim un al treilea război mondial, vrem în așa fel încât, prin măsurile luate de G7, de NATO, de Uniunea Europeană, Ucraina să-și poată păstra teritoriul național și să iasă învingătoare din acest război sângeros declanșat de Vladimir Putin. Radu, o să te rog să rămâi în continuare alături de mine pentru că mai vreau să discutăm un mesaj foarte important, pentru că mesajul zilei, cred că putem să-i spunem așa, vine de la Moscova. După ce și-a scos generalii la repetițiile pentru parada de mâine, Vladimir Putin a trimis mesaje de felicitare regiunilor separatiste din estul Ucrainei. Victoria va fi a noastră, spune președintele Rusiei. Claudia Teodorescu, jurnalista Antena 3, vine cu toate informațiile. Claudia, aș vrea să ne spui puțin care a fost mesajul pe scurt transmis de Vladimir Putin, pentru că am văzut, le face cumva și o urare ucrainenilor. Care este aceasta? Bine te-am regăsit, Lorena. Așa este, la mai puțin de 24 de ore înainte să înceapă parada fastoasă de 9 mai pe care au pregătit-o rușii. Iată că Vladimir Putin vine cu un mesaj care pare ironic în contextul în care țara sa a lansat invazia asupra Ucrainei. Spune Putin că dorește țărilor din costa URSS, liderilor, dar și poporului acestor țări, un viitor pașnic, un viitor drept și le felicită cu ocazia aniversării a 77-a aniversare, mai exact, a victoriei din al doilea război mondial. Le spune liderilor de la Kremlin că le dorește acest viitor pașnic și drept tuturor locuitorilor Ucrainei, mai ales este mențiunea specială a lui Vladimir Putin pentru această țară, pentru Ucraina și Georgia, unde însă a fost felicitat doar poporul, dar nu și conducerea. A spus Vladimir Putin așadar în mesajul său că militarii ruși se bat cot la cot pentru eliberarea țărilor natale. Se spune Putin mizeria nazistă cu încrederea că la fel ca în 1945 victoria va fi a noastră, așa s-a exprimat Vladimir Putin. Este un mesaj în termeni propagandistici care surprinde, a surprins pe toată lumea. Putin spune că datoria comună a Rusiei și a țărilor din posta URSS este de a împiedica renașterea nazismului care a provocat atâta suferință, susține liderul de la Kremlin. Spune că noile generații trebuie să fie demne de amintirea taților, bunicilor lor, că este nevoie să se spună adevărul despre faptele războiului și despre valorile spirituale comune. Iar în intervenția sa, mesajul său, președintele rus și-a mulțit referirile nu doar la militari, ci atenție și la civilii din frontul interior, spune el, care au zdrobit nazismul
cu prețul nenumăratelor sacrificii, dar acum iată se ridică nazismul din nou și trebuie să acționăm, spune președintele rus, în acest pasaj care este dedicat special ucrainenilor. Da. Datoria sacră a tuturor, a rușilor și a acestor popoare din posta URSS este de a împiedica pe moștenitorii ideologici ai celor care au pus învinși, în ceea ce Moscova numește Marele Război Patriotic, să-și ia revanșa, spune Putin, și le-a urat acestor locuitori ai Ucrainei, după cum am spus mai devreme, un viitor pașnic și drept. Deci, aceste felicitări au fost adresate nu doar Ucrainei, repet, poporului, nu conducerii, dar și popoarelor și guvernelor din Azerbaijan, Armenia, Belarus, dar și Republica Moldova, iar Putin i-a felicitat inclusiv pe cetățenii, bineînțeles pe cetățenii autoproclamatelor Republici Populare Donetsk și Luhansk. Claudia, îți mulțumesc foarte mult. Radu, mă întorc la tine, e important de analizat. Victoria va fi a noastră, spune Vladimir Putin, așadar, cu o zi înainte de mesajul pe care îl așteaptă toată lumea și aș vrea să te întreb cum cataloghezi și acea urare, un viitor pașnic și drept ucrainenilor. Lorena, suntem din ce în ce mai aproape de un deznodământ în legătură cu Rusia. Cred că un om cu mințile rătăcite, așa cum este Vladimir Putin, care e într-un coșmar pe care și l-a creat singur. El se luptă cu nazismul. Întreaga Europa marchează 77 de ani de la eliberarea de nazism și de scăparea de Hitler astăzi. El se luptă în continuare cu un nazism imaginar. E un om periculos, e un nebun care are acces la valiza nucleară. Este un dictator din lungul și al dictatorilor care au generat atât de multă suferință, moarte și, evident, pagini extrem de negre în istorie. Eu sper ca sfârșitul acestui personaj sinistru să fie cât mai rapid, pentru ca Rusia să poată reveni și ea într-un spațiu al normalității, al civilizației și să nu fie a doua Coreea de Nord a lumii, o țară care să provoace războaie, care să invadeze țări și care să trăiască într-o realitate paralelă.